Părăsită de prieteni chiar și după moarte. Trupul Cristinei Verona, jurnalista care și-a ucis mama și apoi s-a sinucis, este în continuare la IML. Nimeni n-a venit să-l ridice. Trupurile neînsuflețite ale femeilor sunt încă aici, la Institutul de Medicină Legală. În zilele următoare pot veni să le ridice fostul soț al Cristinei Verona sau prieteni apropiați. În cazul în care, în decurs de 30 de zile, nu va veni nimeni să le revendice, ele vor fi înhumate pe cheltuiala primăriei. Cristina Verona a trăit între oameni. Profesia o obliga să cunoască sute, poate chiar mii. Doar de câțiva s-a apropiat însă. Unul dintre puținii prieteni este un importator de produse grecești. Lui i se confesa. Am înțeles că nu prea are încredere la prieteni care are, ori că are nevoie de prieteni noi și că a avut nevoie de afecțiune. Poate mai mult ca oricând după ce prietenul necuvântător care i-a fost aproape 17 ani a murit. Asta era Lina Rei Cățelor. Și când mi s-a dus și cățelor. Izolarea a învăluit-o ca o boală. Venea singură sau de obicei? Singură, totdeauna singură. N-am văzut cu niciun alt om, niciodată. Ar fi suferit din dragoste, spun apropiații, din dragoste pentru un cetățean turc, patron al unui restaurant select din capitală. Despărțirea lor s-a lăsat cu scântei. Într-un acces de furie, bărbatul ar fi dat-o afară din local. Excepțional. Nu, cu toată lumea vorbea, indiferent, ea nu știa să fie supărată cu nimeni. Nu știa să fie supărată, iar momentul din restaurant ar fi marcat-o. A încercat să schimbe ceva, orice. S-a oprit în primul salon de înfrumusețare și s-a tuns. Efectul a fost exact invers. A suferit un atac de panică și a plecat în lacrimi. Atunci ar fi chemat-o la ea pe mamă, care, spun apropiații, o diviniza. Ancheta e departe de final. Investigatorii au aflat că în urmă cu câteva săptămâni Cristina Verona i-a căutat. A dat buzna în secția de poliție și s-a plâns că un bărbat de origine turcă i-ar fi furat identitatea pe internet. În timp ce scria plângerea, s-a ridicat brusc și a plecat, fără nicio explicație.